Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum mor niciodată, croiește-ți altă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum mor niciodată, să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că noastre piepturi păstrăm cu falul nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele armate, cu focul vostru vine viață în libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Murim mai bine în luptă, cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Stimați profesori, dragi elevi, bine ați venit în Vrancea, în Focșani, simbolul libertății și demnității românești, al unirii dintre Moldova și țara românească. Știm că aici, la 24 ianuarie 1859, s-au pus bazele statului modern român. Poate nu întâmplător, pasionații de istorie au venit astăzi în Vrancea, ținut cu o bucată istorie, pentru a participa la sesiunea de referate și comunicări științifice, care are ca obiective educarea capacității de comunicare și dialog, dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea spiritului de competiție și fair play. Avem bucuria de a fi gazda a unui număr de 75 de elevi, însoțiți de 36 de profesori din 36 de județe și din municipiul București, care
își vor prezenta lucrările din această competiție în cadrul sau ca locație, dacă vreți, liceul, frumosul nostru liceu de artă, coordonat de doamna profesor Ioana Constantinescu și căreia îi mulțumesc pentru toată implicarea, iar cazarea și masa voastră va fi la școala Elena Doamna, care este manageriată de doamna director Ioana Cherciu și mulțumesc și dumnea ei pentru ospitalitatea de care cred eu că va da dovadă și îmi doresc din tot sufletul să vă simțiți cât se poate de bine acolo. Organizatorii v-au pregătit multe surprize, așa încât vizita dumneavoastră în Vrancea să fie cât mai plăcută. Sigur că toate acestea le-am putut organiza doar cu sprijinul autorităților locale și a oamenilor de suflet din județul Vrancea. În organizarea acestui concurs avem alături Consiliul Județean, reprezentat de domnul președinte Cătălin Toma, Primăria orașului Focșani, coordonată, condusă de domnul primar Cristi Miseila, și instituția prefectului, sub agheta domnului Nicușor Halici. În sală l-am observat pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul cel Mare, așa încât am să vă rog, știu că programul dumneavoastră este foarte încărcat, am să vă dau cuvântul să spuneți câteva vorbe de bun venit invitaților noștri. Vă rog. Bună ziua, vă spun și eu, doamna inspector general, stimați elevi, stimați profesori, am mesajul președintelui Consiliului Județean și al meu personal de a vă transmite un bun venit la Focșani, oraș al istoriei, în ținutul Vrancei, un județ care a fost marcat de-a lungul timpului de multe episoade în istoria existentă, un județ care este singurul din lume, cred, cel puțin din Europa, sigur, care are 4 monumente dedicate eroilor căzuți pe aceste meleaguri în primul război mondial, și anume monumentele, mausoleele de la Mărășești, Mărești, Soveja și Focșani. Deci un județ încărcat de istorie, așa cum spuneam și despre municipiul Focșani. Bun venit aici, sunt convins că istoria prin dumneavoastră va reînvia și va aduce în prim plan tot ceea ce trebuie spus și ceea ce trebuie să știe viitorii noștri, copii, deci voi cei care sunteți acum în liceu, veți transmite pe mai departe toată încărcătura istorică a poporului român. Vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc mult succes și ca la fiecare, la fiecare concurs cei mai buni să câștige. Așa cum am anunțat la început, oamenii de suflet sunt alături de noi în organizarea tuturor competițiilor de la nivelul județului Vrancea. Zăresc în sală reprezentanți ai biroului siguranță școlară, așa încât, dragi elevi, sunteți în mare siguranță în orașul Focșani și în județul Vrancea. Pentru final, avem un mic program artistic organizat de colegii voștri, elevi ai Liceului de Artă,
Cu scuzele de rigoare, nu sunt foarte mulți astăzi, pentru că este vacanță și pentru ei, dar încercăm să vă facem clipele plăcute. Dar înainte de a trece la acest mic moment artistic, știm că în spatele organizării fiecărui concurs există o echipă de oameni care muncesc foarte mult la pregătirea subiectelor, la jurizare, la tot ce înseamnă organizare. De aceea vă rog să-mi permiteți să chem alături de mine pe domnul profesor dr. Manea Mihai, care este președintele executiv al acestei competiții și care vă va prezenta întreaga comisie centrală care se ocupă de acest concurs. Bună ziua, domnule inspector școlar general, stimați reprezentanți al autorităților locale, domnule profesor, președinte al Comisiei Centrale, stimați colegi, profesori de istorie, dragi elevi, căci dumneavoastră sunteți actorii principali astăzi, nu întâmplător ne aflăm într-o somptuoasă clădire, cum este clădirea Teatrului Maior Pastia. Dați-mi voie să vă încep micul, foarte micul și alesul speech cu o mărturisire personală. De la Platon citire se spunea că acela care își mărturisește într-un fel gândurile are din sarcină jumătate realizate. Am venit astăzi în Focșan după 23 de ani. Ultima dată am fost în 2000 la Colegiul Național Unirea, unde avea loc Olimpiada de Istorie acum mulți, mulți ani. Și trebuie să vă spun că înainte am discutat atât de mult cu doamna inspectoare Lera pregătirea acestei acțiunea acestui concurs și apoi m-am gândit că într-adevăr deschiderea nu se putea face decât în acest teatru absolut admirabil. Dați-mi voie să spun, să încep printr-un citat. Și citatul îi aparține lui Maiorescu, Titus Maiorescu, conservator, junimist, dar mai ales critic al literaturii. Citez, ce bogată e literatura și istoria în idei și ce săracă este însă uneori istoria în fapte dacă nu ar fi cititul și scrisul. Am încheiat citatul. Dumneavoastră, elevii, vreme de 3 zile, aproape, demonstrați încă o dată că veți demonstra, sunt sigur că aveți talent, că sunteți creatori. Pentru că e practic în tradiția școlii românești, ca vara elevii cei mai buni cunoscători ai tainelor istoriei, iubitori ai muzei Clio, celor care le pasă să citească și să scrie în mod tradițional, să le aducem mulțumiri pentru că doresc să susțină referate și comunicări științifice pe diferite domenii. Sigur, aceasta într-o epocă în care internetul, în care chatboturile, în care a început să se afirme inteligența artificială, toate nu fac altceva decât să ne pună foarte multe semne de întrebare și să ne ofere provocări. Trebuie să spun că, grație eforturilor organizatorilor, și mulțumesc foarte mult Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, o mulțumesc în numele meu personal al Ministerului Educației, îi mulțumesc doamnei Inspector Școlar General, mulțumesc doamnei Inspector Școlar Lera Valerica, care a răspuns de atâtea ori apelurilor mele, mai mult sau mai puțin înflăcărate, cu care am colaborat foarte bine. Mulțumesc tuturor sponsorilor, pentru că numai datorită lor putem să realizăm o astfel de acțiune într-un moment de vară, când este cald, când este extrem de cald și trebuie să facem într-adevăr să ne împărtășim, dacă vreți, din ale cunoașterii. Ne desfășurăm activitatea în două secțiuni. Istoria românilor, respectiv istoria universală. Dați-mi voie mai întâi să vă prezint Comisia Centrală. Președinte, domnul profesor universitar, dr. Artur Viorel Tuluș, decanul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie de la Universitatea Dunării de Jos, Galați.
subsemnatul, așa cum doamna inspector școlar general a avut amabilitatea, asigură, dacă vreți, exercitarea funcției de președinte executiv. Ca vicepreședint la subsecțiunea Istoria Românilor, doamna profesor Irina Milotinescu de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj, iar la Istorie Universală, doamna profesor Govor Daniela de la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Secretar, domnul profesor Babu Gabriel de la Colegiul Național Unirea din Brașov. Membrii în cele două subsecțiuni. Profesor Iuliana Maria Căprescu de la Colegiul Național Matei Basarab din București și doamna Mihaela Purcaru, Liceul Brâncoveanu Vodă din Urlaș, județul Prahova. Se referă la istoria României. Și doamna profesor Cojocaru Ana Daniela de la Colegiul Național Costache Negri din Galați, respectiv domnul profesor dr. Aurel Soare Constantin, directorul Colegiului Militar Antonin Vodă din Preaza. La istoria universală. Inspectorii, colegii mei, inspector școlar, v-au pus la dispoziție un regulament cadru care se subordonează sau este inspirat din ceea ce se numește metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor școlare. Ar trebui să vă spun foarte pe scurt câteva lucruri din punct de vedere tehnic. Lucrarea nu trebuie să depășească 10 pagini. Ar trebui să vă spun că am rugat colegii mei și prin grație dânsii a ajuns la dumneavoastră mesajul să predați comisiei înainte de susținere un rezumat. Vom avea ceea ce se numește o tragere la sorți imediat a ordinii intrării, nu înainte de a face și o prezență. Și trebuie să vă spun că dumneavoastră, elevii care vă veți prezenta în fața comisiei cele mai importante aspecte ale lucrării, o veți face în maximum, într-o perioadă de maximum 15 minute. Va juca ca mâine, există și o sală de așteptare între cele două secțiuni, să respectăm în mare măsură programul. Iar dacă respectiva comunicare material prezentat se află într-o aplicație deosebită, să ne informați, pentru ca să ne ajute gazdele, datorită grație amabilităților, ne ajută și din punctul de vedere al IT-ului. Trebuie să vă spun de asemenea că juriul urmărește în prezentarea dumneavoastră rigoarea științifică, modul de redactare, expunerea și argumentarea, consistența suportului de susținere a comunicării, creativitatea, e acest concurs nu altceva decât o expresie a creativității și originalității dumneavoastră și sunt sigur că vom vedea lucruri admirabile, consistența suportului de susținere, încadrarea în timpul alocat. Aș dori să asigur pe toți elevii că membrii Comisiei Centrale vor evalua cu obiectivitate și dăruire lucrările dumneavoastră, care sunt de fapt rodul creativității și concepției dumneavoastră proprii asupra abordării istoriei. Personal, îmi doresc, ca și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, ca toți dintre dumneavoastră să câștige, desigur vor fi cei mai dintre cei mai, dar și prin faptul că sunteți aici, simplu, sunteți deja câștigători, într-un fel. Nu înainte de a trece la partea de tragere la sorți și prezență, cu acordul doamnei inspector școlar general, am să-l rog pe domnul profesor Tudu să ne adreseze președintele Comisiei Centrale câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult pentru introducere. Am fost de două ori prezentat, așa că a treia oară e cu noroc sau cu ghinion o sar ca să nu încerc acea de-a treia variantă. Bun, în principiu munca, să știți că cea mai grea muncă n-o duc eu. E bine să fii sincer de la început, ci membrii comisiei, ei vor fi cei care vă vor evalua. Eu trebuie am rolul așa de supervisor, să spunem. Mă bucură foarte mult aceste inițiative. Eu sunt profesor de istorie
chiar conducător de doctorat în cadrul Universității Dunărea Jos din Galați. Așa că vă aștept să ajungeți pe mâna mea mai târziu, cei care, bineînțeles, doresc să urmeze istoria și nu numai. Mă bucură foarte mult aceste inițiative, fiindcă, hai să spunem, până la pandemie, lumea a uitat un pic de ceea ce înseamnă științe socio-umane și am ajuns să-l renegăm pe Marx, dar să ne întoarcem la Marx, fiindcă aveam tot timpul această creație materială. Deci numai ingineri, ingineri și ingineri. Asta nu înseamnă că nu am ceva sau am o problemă cu inginerii, ci echilibru într-o societate înseamnă și aceste științe din area socio-umanilor. Pandemia ne-a demonstrat că suntem necesari, sunteți necesari, iar războiul din Ucraina cu atât mai mult confirmă acest lucru. Mintea umană este cea mai importantă și cred că va trebui să mai treacă ceva timp până când chat-boturile și alte inteligența artificială o să ne depășească cel puțin la gradul de complexitate. Fiindcă omul este mai mult decât o soluție sau să dăm o soluție. Așa că vă doresc succes. Vă doresc succes și succesul vine în primul rând prin participare. E ca la olimpiadă, sau mai bine zis ca între olimpiade, fiindcă olimpiada este tocmai perioada dintre două concursuri, nu concursul în sine. Norocul, așa cum îl definesc eu, este să fii omul potrivit la locul potrivit. Și ca să fii norocos în viață, trebuie să participi. Așa că, dincolo de premiile pe care le veți primi, veți avea parte de această experiență. Experiența care vă va ajuta în viață cu siguranță. Succes! Cel mai bun să câștige și deja s-a și spus că sunteți cei mai buni din moment ce ați ajuns aici. Succes! Mulțumim domnului profesor. Într-adevăr, și noi, vrâncenii, suntem norocoși în această săptămână. Se întâlnesc la noi istoricii cu elevii pasionați de IT tot în această săptămână. Veți întâlni pe străzile Focșanului colegi de-ai voștri care participă la un concurs de tehnologie informației intitulat Info-Educație, concurs de mare tradiție în județul nostru. Drept urmare, schimbul de opinii între voi cred că va duce la rezultate minunate și din partea lor și din partea voastră. Vă urez și eu să fiți creativi, să aveți rezultate extraordinar de frumoase și să vă simțiți cât se poate de bine în județul nostru. Suntem aici pentru orice doleanță a dumneavoastră. Domnul profesor mi-a explicat că va urma o tragere la sorți, da? Și apoi programul artistic, de aceea o să vă dau din nou cuvântul, domnule profesor. Nu? Vă rog. Vă rog, da? Facem mai întâi prezența, ca să vedem de câți elevi sunt. Numai numele și județul, nimic altceva. Vă mulțumesc. Astfel încât vă rog să răspundeți prezent, nimic altceva. Rapid. Mulțumesc. Mulțumesc. Și am putut să fac conform programului pe care Branca mi-a pus la dispoziție. Avem 45 de înscriși, deci lucrări la istoria românilor și 29 la istorie universală. Mă uit imediat și văd cine lipsește sau nu. Și pot să vă spun că istoria românilor se va prelungi în două zile.
intră 33 de omuleți mâine și pâine 12. În timp ce istoria universală va termina mâine undeva într-o ore 18 și un sfert. O să vedeți program. Asta este. Întâi facem prezență. Din suflet sper să nu greșesc vreun nume. Încep cu istoria românilor. De la, sunt în ordinea alfabetică a județelor, ca să știți. De la Alba, Călin Tiberiu Hartoș. Prezent. Ok. O să pun doar unde, Doamne ferește, că nu am sen. Tot din Alba, Oana Ștefania Horhat. Prezent. Din Bacău, Oxana Neguriță. Sunt pe drum. Sunt pe drum. Deci vin. Ok. Bihor. Andrei Luca Bar. Prezent. Tot din Bihor, Alexandru Lazăr. Prezent. Din Bistrița, Naomi Abrudan. Din Botoșani, Octavian Marciuc. Tot din Botoșani, Emma Denisa Ianuș. De la Buzău, Daria Elena Scoruș. De la Călăraș, George Cristian Grosu. Tot pe drum. La istoria românilor? Deci Călăraș bănuiesc că am doi omuleți. Ovidiu Cristian Suetean din Cluj. Prezent. Okay. Tot din Cluj, Cătălin Ioan Goia. Prezent. Ok. Da. Constanța, Lidia Spolnicu. Prezent. Dâmbovița, Mihnea Andrei Stoica. Dolj, Luca Ștefan Pretorian. Tot Dolj, Vlad Matei Filip. Galat, Alberto Robert Călin. Tot Galat, Cristiana Gălățeanu. La fel, Anci, ea e aici. De la Giurgiu, Maria Mihaela Răduț. De la Gorj, Sergiu Constantin Purdăscu. De la Ialomița, Bogdan Ion Ignat. De la Iași, Maria Elisaveta Balta. De la Ilfov, Ștefan Cazac. Mara Mureș, Alina Georgiana Tivadar. Ați ajuns, dragi de voi. De la Mehedinți, Ana Maria Cristina Lupa. Mureș, Andrei Nicolae Pajint. Am zis bine? Mureș, Daria Maria Tomoroc. Piatra Neamț, Flavian Chifu. Tot Neamț, Ioana Adelina Radu. Rahova, Bianca Patricia Dumitrașcu. Satul Mare, Kitty Covaci. Sălaj și Alexandra Gabriela Sipoș. De Sălajul. Deci pleacă doi de la istoria românilor, se va decala un pic, deci mâine, poimine de 12 omuleți. Sibiu, Cezar Florin Vasu. Pedro. Suceava, Cosmin Dumitru Vișovan. Teleorman, Florentina Ioana Militaru. Timiș, Crăciun, Carmina Izabela. Vaslui, Ioana Mocanu. Vâlcea, Nicoleta Elena Popescu. Tot Vâlcea, Roberta Gabriela Brutaru. Vrancea, gazdele noastre, Denis Emanuel Dogaru. Și tot de la Vrancea, tot cu istorie românească, Alexandru Teodor Tim. David. David. Okay. București, o Alina Vornicu. Ștefan Niciez. Atât pe românească. Trebuie la istorie universală. Am sărit pe cineva care se știe la istoria română. Nu. Ba da.
colegul meu de la Curiectul Militar Mihai Viteazu, al patru la Istoria Universală și la ce trecut la prezență la Istoria Universală. Da, doamne, inspector Pămpa, așa că vă și situația. Okay. Lăsați, să o modificăm. Veniți la final să modificăm. Lăsați frumos pentru prezență de spirit. Istoria Universală, Argeș, Mara Predescu, Argeș, Alexia Păunescu, Bacău, Andrei Ramarcu, Bacău-i pe drum, nu mai le-aduc acum pe cine pe drum, îmi cer iertare. Bistrița, Daria Marcu, Brașov, Alexandru Ionuț Blănaru, tot Brașov, Nicoleta Sabina Toma, Brăila, Răzvan Ștefan Ionașcu, Buzău, Andrei Monica Alexandra, Carea Severin Toma Daniel Mihai, Constanța, Mario Bogdan Mihai, Dâmbovița, Ștefania Teodora Fiditu. Dâmbovița? O pe drum era Dâmbovița? Giurgiu, Maria, Sara, Nastasă. Gorj, Mario, Alexandru, Tudosie. Funedoara, Andrada, Cătălina Chelmuș. Pune doar Andrei Dumitru Arhip. Prezent. Iași, Iulia Adelina Dobașu. Ilfov, Cătălina Iuliana Șandru. Deci, Costi nu mai bine, da? Ok, deci nu mai programez. Bun, mulțumim că ne-ai spus. Mehedinț, Emma Adriana Tudosie. Era pe drum Mehedințiu? Da. Prahova, Petru Teodor Stan. Satu Mare, Alesia Ivet Bute. Sibiu, David Ștefan Rubică. Suceava, Alberto Adochițe. Teleorman, Patricia Gabriela Ovedenie. Timiș, Ionela Adriana Goia. Vaslui, Alina Ionela Neștian. București, Mustafa Rașid. Teodora Maria Ilie. Alina Gabriela Rad. Dacă în afară de cine s-a auzit ce a spus prezent, mai există cineva care nu s-a auzit de loc? Chemat. Vă rog. Preila, sunt doi eleri. Paravan Raul, numele 3. La istoria românească sau istoria universală? Bun. Ca să-i lăsăm și pe copiii cu program artistic, la final veniți la mine, vă rog frumos, deci absolut toți cei care avem... Da, trebuie doamna să de la Brăila, da. Doamna inspectoare, v-a dat o situație? Da. Și sunt doi elemente la cazare, sunt de prezență acolo, toate statisticile sunt doi elemente. Da. Spiritele au decis altfel, le coincidă. Deci Brăila. Da, Brăila. De la nu, deci Brăila n-am scris, n-am zis eu, doi sunt doi la Universal. N-am strigat. Nu, certare, nu și la mine e problema. Răzvan Ștefan Ionașcu și Raul Ioan Caraba. N-am strigat. Sunt ei, sunt amândoi. Vă rog, domn profesor. Nu, actual am zis că noi de cele studii am ajuns mai târziu de la Sibiu. Ok. Pentru că a fost traficul foarte greu. Și o istorie aici trebuie să schimb românească cu Universal. De la Alba? Da, Alba, Călintar. Călin Tiber Harker, da? Deci este la istorie universală. Bun. Acum atragerea la sort și după aceea o să vă spunem. Începem cu istoria română, că sunt cei mai mulți. Da, scrie pe asta. Scrie în direct numărul. Începem, deci, istorie românească, domnul a regula universală pentru Sebeș, Alba, Forhat, Ioana, Ștefania. Da, îmi zici numărul de acolo, Gabi, și o să le spunem ora la un moment dat. Unu, băi să... Unu, băi să... Dacă ați dragat, hai! Bacău, Roxana, Guriță, va veni, e pe drum, 19. A venit Bacău.
A venit Bacău, deci ați și reținut, da? Bine ați venit! Luca Andrei Bar de la Bihor Oradea. 2. Măi, mai amestecă pe acolo. De la Bihor Oradea Alexandru Lazăr. 38. Un pic se va decala că ați văzut că lipsesc 3 omulețe aici, dar o să vă spun. De la Bistrița, Bistrița Măsul, Naomi Abrudan. 22. De la Botoșani, Octavian Marciuc. 39. Ema, Denisa Ianuș de la Botoșani și ea. 6. Daria Elena Scoruș de la Buzău. Hai să poți să vedeți. 23. De la Călăraș, George Cristian Grosu e pe drumul la Nuță. 42. Alexandru Lefter, tot de la Călăraș, 12 ani. Cristian Ovidiu Zlupătean, de la Cluj, Cluj-Napoca, 13. Cătălin Ioan Goia, de la, aici trebuie să fiu atentă, 25. O să schimbăm, o să explic eu imediat de ce. Lidia Scolnicu, de la Constanța, 26. De la Târgovița din Târgoviște, Mihnea Andrei Stoica. E pe drum? Am înțeles. Luca Ștefan Pretorian, Craiova Dolj. 7. Tot din Craiova Dolj, Vlad Matei Filip. 44. Alberto Robert Călin de la Galați. 16. Cristiana Gălățeanu, tot de la Galați. 43. De la Giurgiu, Maria Mihaela Răduț. 9. Sergiu Constantin Turdescu, de la Gorj, Târgu Jiu. 14. Bogdan Ioan Ignaț, Ialomița Fetești. 40. Maria Elisabeta Baltar, de la Iași. 45. Ștefan Cazaco, Topelinco. 3. De la Sighetul Marmației, Maramureș, Alina Georgiana Tivadar. 5. De la Mehedinți din Drobeta Turmu Severin, e pe drum, dar anunțăm. Ana Maria Cristina Lupa. 34. Andrei Nicolae Pajint de la Târgu Mureș, Mureș. 4. De la Târgu Mureș, Mureș, Daria Maria Tomorov. 33. Flavian Chifu de la Piatra Neamț. 31. De la Târgu Neamț, Neamț, Ioana Adelina Radu. 30. Patricia Bianca Dumitrașcu, Ploiești, Prahova, 28. Titi Covaci, Satu Mare. 36. Trecem peste să lași că nu mai vin. Sibiu, Cezar Florin Vasu. 29. Suceava, Câmpulul Moldovenesc. Cosmin Dumitru Vișovan. 11. Teleorman din Videle, Florentina Ioana Militaru. 21. Lugoș Timiș, Carmina Izabela Crăciun. 15. Vaslui Ioana Mocan. 37. Din Horezul Vâlcea, Nicoleta Elena Popescu. 8. Tot din Horezul Vâlcea, Roberta Gabriela Brutal. 35. Gazdele noastre, întâi Denis Emanuel Dogaru, Popșan Brancea. 20. Și Alexandru Teodor Tigă.
27. Și Bucureștiul nostru, Alina Vornicu de la Decebal, 18. Și de la Matei Bazar, Ștefan Niciev, 32. Da, mulțumesc. Istoria universală. Argeș din Pitești, Mara Predescu. Tot Pitești, Argeș, Alexia Păunescu. 14. Andrei Ram Marcu din Onești, Bacău. E pe drum. 22. Transmit. Daria Marcu, Bistrița, Bistrița Năsăud. 20. Din Brașov, Alexandru Ionuț Blănaru. 28. Tot Brașov, Nicoleta Sabina Toma. 1. Din Brăila, Răzvan Ștefan Ionaș, îmi cer încă o dată iertare că am trebuie un copilaș. 11. Și tot din Brăila, Raul Ioan Balaban. 24. Monica Alexandra Andrei Buzău. 6. Reșița Carea Severin, Daniel Mihai Toma. 4. Constanța Mario Bogdan Mihai. 19. Din Târgoviște, Dâmbovița, Ștefania Teodora Sivicu. 10. Din Giurgiu, Maria Sara Anastasă. 2. Din Modul Borș, Mario Alexandru Tudosie. 21. Din Vulcan Vânedoara, Andreea Cătălina Chelmuș. 9. Din Deva Vânedoara, Andrei Dumitru Arhip. 29. Din Iași, Iulia Adelina Dobașu. 17. Trecem peste un info. Mehedin, Robeta Tunusăverin, Emma Adriana Sudosie, 5. Din Ploiești, Prahova, Petru Teodor Stan, 25. Din Satul Mare, Alesia Ivet, 13. Din Mediaș, Sibiu, David Ștefan Budică, 12. Din Câmpul Moldovenescu, Ceava, Alberto Adochițe, 15. Din Roșiorii de Vede, Teleorman, Patricia Gabriela Ovedenie. 3. Din Lugoș, Timiș, Ionela Adriana Goia. 16. Din Vaslui, Alina Ionela Neștian. 8. Din, și București. De la Iulia Hajdău, Mustafa Rașit. 7. De la Mihai Viteazu, Maria Teodora Ilie. 18. Și de la Matei Basara, Valina Gabriel. La Radu. 26. Din sfert în sfert de oră vă vom lua cu pauza de la prânz, dar promit diseară când mergem la ședința tehnică să ne ajută organizatorii să tragem la serup, să facem frumoșel și promitem că vă trimitem la liceu. Vă rog! Aoleu! Stai, trebuie să trecem aici. Iertați, la Istoria Universală, Hartoș Călin. Are loc cu poziție. Le-ai pus, da? Aha. Da, aflați din seara. Nu l-am. Da, vedea ce număr n-a fost. De la Bacău, Onești, pe ce? Pe Istoria Universală sau? Da.
pe istoria universală, cum mai bine, de la Bartol. Și dăm numărul, adică Andrei Ramarcu. Ați auzit? 22. Deci 22 punem aici, pentru că nu mai... Și Gorea? Ăla rezolv. Rezolv cu Gorea. Ne-am făcut treaba. Mulțumesc, partea de organizare este încheiat. Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, dragi participanți, numele meu este Simona Safta, sunt profesor în cadrul Liceului de Artă și sunt onorată să fiu gazda dumneavoastră astăzi în cadrul momentului artistic ce va urma. Invit în scenă pe elevele Sofia Cherciu și Alexia Voicu, ce vor interpreta o piesă la patru mâini, Oblivion de Astor Piazzolla și Trish Trash, Polka de Johann Strauss, profesor coordonator Doina Colavini. Să le primim cu aplauze! Bye.
invităm în scenă pe Jinga Daria de la clasa a 5-a. Va interpreta la chitară Rondo de Ferdinando Carulli. Profesor coordonator Valentin Grigoriu. Thank you.
Următorul moment este un moment de chitară. Andrei Avram, de la clasa 9, va interpreta Tango in Sky de Roland Young, profesor coordonator Silviu Lăscan. Menționez că toți elevii pe care i-ați ascultat și îi veți asculta de acum încolo sunt laureați ai concursurilor de profil, fazele județene, interjudețene și naționale. Preludiul în do diez minor de Serghei Rachmaninov, profesor coordonator Viorica Cristescu. Thank you.
Alexandru Preda ne va încânta din nou cu vocea sa frumoasă. De data aceasta va interpreta lucrarea Caruso. Îl invităm în scenă pe Alex Preda, profesor coordonator Nicolas Lupu. Mulțumim și noi. Ultimul moment din această
seară este un concert pentru clarinet și pian. Matei Adam, de la clasa 10-a, și Andreea Racovițeanu, care îl va acompania, interpretează concertul numărul 1, opus 73, în fa minor, de Carl Maria von Weber, profesor coordonator Vasile Calmăș și Viorica Cristescu.